se apropie vertiginos de scenariul roșu. Ieri municipiul avea o incidență de noi cazuri de îmbolnăviri de 2,89 la mii de locuitori. Depășirea pragului de peste 3 la mii înseamnă din nou închiderea restaurantelor și restrângerea activităților la terase. Sunt vești nu tocmai bune în condițiile în care mulți patroni se pregătesc pentru sezonul estival. Astăzi patronii din alimentația publică de pe litoral vor anunța doleanțele lor pe care le vor trimite guvernului. Colegul nostru Viorel Matei are mai multe detalii. Bună dimineața, Viorel. Bună dimineața, Viorel, te ascultăm. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bună dimineața tuturor! Patronii din alimentația publică de pe litoral s-au asociat într-o uniune sindicală. Este primul gest de acest fel în 30 de ani. Atât de mare le e disperarea. Într-un glas, ei spun că ceea ce-i doare cel mai tare este fatidicul prag de 3 la mie și cer decuplarea industriei lor de acest prag. De fiecare dată când se anunță o incidență crescută de 3 la mie de locuitori, li se închid afacerile. Sunt nevoiți să pună lacătul pe ușă, își trimit oameni în șomaj și înregistrează pierderi de a doua zi. Când vine vorba să redeschidă, trebuie să cheme salariații din timp, să spele fețele de masă, să deretice, să aranjeze tot și chiar și așa funcționează doar cu 30% din capacitate. Ne-am săturat să fim mingea de ping-pong a guvernului cu pragul ăsta de 3 la mie. Propoziția aceasta rezumă toate durerile lor. În plus, oamenii de aici, din alimentația publică, spun că sunt loviți de două ori. Pe de o parte, de regulile pandemiei, iar pe de altă parte, de administrația publică locală, care le-a calculat și le-a trimis taxele și impozitele pe un an de zile. Deși ei nu funcționează un an de zile, ci merg cu sincope. Afaceriștii se simt păcăliți pe față. La toate acestea se adaugă și lipsa voucherelor de vacanță de anul acesta, pe care guvernul a hotărât să nu le mai emită, vouchere care o parte din ele se cheltuiau și în restaurante. Asociația de care vorbim numără cluburile de pe litoral, terasele, restaurantele, beach barurile, barurile și cafenelele. Astăzi la prânz, oamenii organizează o mare conferință de presă în stațiunea Mamaia, unde își vor anunța calendarul de luptă sindicală împotriva guvernului și măsurile pe care le vor lua în viitorul apropiat. Atât deocamdată de aici. La revedere!